Salut, cine v-am regăsit în acest filmuleț. Am început dimineața în forță, prima dimineață aici, pentru că a ajuns camionul și s-au apucat băieții să descarce și sunt lucruri peste tot, puse alandala. Nanga, mergi. Te-ai lovit sau? Îți dau un plasture? Dacă ai, dacă nu. Găsesc de undeva. Dacă nu ai nicio problemă. Găsim. Dar să văd unde am pus cheile de la mașină. Of. Aici este și Felix. Lația. Uite, Felix, toate lucrurile noastre sunt în curte. Toate. Toate. Acolo-s bulinele. Deci nu știu cum au încăput toate lucrurile în camion acum, dacă stau să mă uit câte sunt. Da, s-au mai stricat, s-au mai lovit colțurile. Na. E normal. În fața patului acolo. Lasă ușor de la tine, pe un colț ușor. Așa, scoate mâinile. Ia-o pe a ta, uite-o acolo. Ia bicicleta ta. Asta puteți să le puneți direct în casă, dacă vreți. Pauză? Un pic. Așa, hai, luați o pauză. Fericire! Băieți, dar puteți să veniți să vă așezați aici, la masă! Dar puteți să vă așezați la masă, acolo, să stați pe scaun. Bate să nu? Cum vreți? Hai că mă duc să googlez apă sus casă. E bun? Apă grăsuță, mersi. Că era aici. Mai poți? Mai pot, da. Câte mai sunt? Încă jumate. Nu, cred că mai e jumate. Mai puțin. Mai puțin, da. Păi e rândul ăsta care se vede și în spate mă vrea de dormitor, cred. Nu știu. Eu nu văd. De aici, dinăuntru, pare că nu se termină. Da, se termină, că eu nu știu cum au încăput toate. Tu ce vrei cu moșul? Ce apă sau cafea sau știu ce vrei? Vă aduc pahare? Stați așa, că am pahare aici. Eu tot cu Felix în brațe, că facem mai prostii. Dar au terminat de descărcat tot. Cred că în vreo 2 ore au golit camionul. Acum camionul a plecat mai departe, dar în curte abia ai loc să treci, pentru că sunt lucruri de o parte și de alta. Ce ați stricat? Nu știu, dacă nu vezi, nu știu. Am văzut că ați rupt o chestie de la un șifonier în alt. Aia am văzut-o deja de mult. Da. Am văzut-o, dar aia era pusă degeaba acolo, că nu cred că are niciun rol. Era așa, cred că de întăritură, da. Exact.
Dar s-a brut imediat, deci n-am prins bine. Păi dar bă, că stă și fără aia. E carton presat, George, ce vrei să țină mare. Mă gândeam că ține puțin mai mult. Da. Da, și aici sunt lucruri și cutii peste tot. Și nu vine să cred că toate astea au încăput într-un camion nu foarte mare. Cred că de 7 tone jumate oare. Ceva de genul ăsta. Dar multe, multe lucruri. Și acum sper să nu vină vreo ploaie, dar se grăbesc băieții. Îi mai ajut și eu așa cu cutiile mai ușoare. Păi acolo are treabă, Felix. Te pun într-un dulap și închid ușa. Te pun într-un dulap și închid ușa. Stai aici pe canapea. Felix, stai pe canapea. S-a scos deja jucările pe acolo, le-am prăștiat. Le facem bam bam bam. Hai nu, că dacă începem și astea, corpurile astea mari să le așteptau și pe asta, eu fac după aia. Am mai progresat așa un pic. Am băgat tot ce era afară, sau cam 95% din ce era afară. Am băgat în casă. Bine, aici încă mai sunt așa chestii care cam sunt de sufragerie și trebuie să le punem la loc. Doar că și le-am mai împărțit așa, le-am mai dus pe sus care pe unde erau. Doar că trebuie să le și scoatem din cutie, să le așezăm și asta o să mai dureze ceva. Și aveam șifonierul nostru din dormitor de la apartamentul din Germania, dacă mai țineți voi minte. Unul mare, cumpărat de la Ikea acum câteva luni, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dar pe care nu prea avem aici unde să-l punem și ar trebui desfăcut și să-l ducem așa în mansardă. Dar chestia e că dacă le mai și desfacem, nu știu dacă mai avem ce să mai montăm la ele. Și atunci o să le dăm, o să le ducem la mamaie. Și am comandat o altă dubă care să vină unde să le încarci și să le ducă la mamaie. Inclusiv și canapeaua asta neagră de acolo. Asta. O să o ducem tot la mamaie. Că aici noi avem canapea și nu avem nevoie de ea. Și ea e bună, e faină, adică se poate folosi. Și își mai rearanjează mamaie lucrurile pe acolo. Și să mai aranjăm, că aici au rămas și jucării pe afară și na, o să mai dureze, așa să zic, vreo câteva zile până ni le punem la loc. Dar avantajul este că multe lucruri fiind, adică mobila fiind deja montată și pusă pe poziții, mi este mult mai ușor să încep să și pun lucrurile la loc. Față de data trecută când ne-am mutat, când o parte din mobilă am comandat-o ulterior și a trebuit Florin să o asambleze și n-a venit toată și a venit pe rând și așa și a durat mai mult. Acum cred că o să meargă mai repede, dar dezavantajul cu cărat mobilă și așa este că inevitabil se mai strică și nu prea recomand așa, adică acum stau așa și mă gândesc, adică noi am vrut să ne aducem lucrurile noastre pentru că aveam lucruri bune, noi, adică noi, cumpărate de puțin timp și am vrut să le aducem, dar na, s-au mai murdărit, s-au mai zgâriat unele dintre ele, adică oricât încerci să le împachetezi, să le protejezi, să... se întâmplă lucruri din astea la cărat, la aici, de exemplu, asta s-a zgâriat un pic, așa... Aici, iarăși, la mâner puțin s-a atins acolo și mă gândesc că și în camion, chiar dacă au pus așa băieții lucruri să nu se atingă, să nu se frece, dar atâta distanță, dacă e într-un punct așa în care se tot freacă de ceva și de un carton, dacă se tot freacă, mă gândesc că tot se deteriorează. Da, acum... Deja le-am avem aici, le-am adus și na, destul de greu și pentru bețele care, dar acum le avem. Dar cu experiența asta, nu știu, data viitoare cred că m-aș gândi de două ori dacă să le mai cărăm. Adică mă refer la lucrurile astea mari, la mobilă care se strică. Că așa clar, haine și lucruri personale, da, le împachetez și le cari. Dar la mobilă e păcat de ea că se strică și... Na. În fine...
Și o să zic că se potrivesc așa bine astea de aici. Bine, aici trebuie să mai scoatem ca un desat. Trebuie să le scoatem și de-aia nu se închide bine. Dar se potrivește dulapul ăsta bine, nu prea vă puteți da seama pentru că e plin de mobilă pe aici. Dar se potrivește așa frumos cu oglinda asta de aici. Astea n-au încăput așa cum aș fi vrut eu pe peretele ăsta. Ăsta l-am pus așa puțin înclinat pentru că nu încape de tot pe perete. Deși tot o mobilă de genul acesta a fost și înainte aici, doar că a noastră este, se pare, puțin mai lată și nu încape, plus că au și marginile alea de jos așa mai ieșite în afară și atunci n-am mai încăput în gaura asta aici unde este decupat peretele, dar cred că dacă mă mai uit de vreo câteva ori mă pot obișnui cu acest corp pus și așa. În fine, da, și acum să încep să mai desfac din cutii. Avantajul este că aici, având și sus în mansardă, o cameră o să folosim pentru depozit și atunci lucrurile pe care nu am unde să le pun sau care nu îmi trebuiesc așa de des, de exemplu geci de iarnă sau încălțăminte de iarnă sau chestii pe care nu le folosesc așa foarte des, chiar și de la bucătărie, unele lucruri care nu trebuie așa zi de zi aici, pot să le pun acolo și le iau doar când am nevoie. Da, aici am cafe. Eu am rămăsesem acasă că Felix dormea și oricum nu avea rost să merg și am mai despachetat, dar prea puțin se vede deocamdată și au ajuns și ceilalți copilași. Și s-au bucurat așa de tare că și-au văzut aici jucăriile. Nu avem. Vă plac jucăriile? Lot. Vă plac jucăriile, copilași? Vă bucurați că au ajuns? Dacă ne jucăm afară. Da, trebuie să-ți prind păruțul și bretonașul. A ajuns și topoganul. Și trambulina. Da. Asta. Da, tu nu poți să bagi mâna să scoți? Nu pot. Nu? Ok, sunt aici.